Peste 400 de militari ai Armatei Naționale au donat sânge în instituțiile militare din Bălți, Chișinău și Căușeni. Angajații armatei spun că prin această acțiune își propun să salveze cât mai multe vieți ale pacienților, dar și să îi încurajeze pe alții să devină donatori de sânge. Mulți militari cu care am stat de vorbă au spus că donează sânge în mod regulat. Am venit să donez sânge pentru a treia oară, desigur că binevol. Este un lucru foarte important care poate salveze multe vieți în caz de necesitate. Acum este insuficiență. Donez sânge nu de prima dată. Fiecare dată o facem cu inima bună, cu plăcere, motiv că facem un bine. La moment donez sânge pentru 16 oară, de sunt telefonat de centru de transfuzie sângelui din municipiul Chișinău, unde sunt rugați să donez ori plasmă, ori sânge pentru persoanele nevoiașe. Campania de donare a sângelui a început în data de 29 septembrie. Numărul la cei care se participă la donații este destul de mare, chiar și între rândul militarilor în termen, militarilor pe contract și angajaților civili, ceea ce puteți vedea chiar și aici. Anual, peste 2000 de militari și funcționari civili ai Armatei Naționale donează sânge și plasmă în cadrul campaniilor organizate de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.